Un angajat al Agenției Servicii Publice Hâncești și doi intermediari au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia ar fi pus la cale o schemă de corupție la eliberarea permiselor de conducere. În timpul perchezițiilor, ofițerii CNA au ridicat 38.000 de euro, 39.000 de lei și altă valută. Centrul Național Anticorupție a publicat interceptarea unei discuții telefonice cu participarea angajatului ASP Hâncești. Da. Deschide să fiu, scoate 300 de ruble, de euro de acolo și îi le scoți rep de la poartă. Deci eu sunt pe masă, mă tinc. Nu uite, dar mă tinc că sunt pe masă. Da. Și bă, că eu am o ședință, mi le aduci la poartă, la da. Sfirege. Alo. Alo, domnule Rimeca. Da, salut. La mine chestia, da, tot e bine. Tătă-i, bă, lucru, da. Bun. Foarte bine. Noi vedem seara cum ne liberăm și încă să întrebăm noastră. Da. Potrivit probelor acumulate, cele trei persoane ar fi acționat coordonat, susținând că ar avea influența asupra angajaților secției în matricularea transportului și calificarea conducătorilor autohâncești. Suspecții spuneau că îi pot determina pe angajați să favorizeze candidații la susținerea probelor teoretice și practice. Sumele pretinse pentru un permis de conducere variau între 300 și 1200 de euro. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții în birourile, automobilele și la domiciliile persoanelor suspecte. Au fost ridicate 38.000 de euro, 39.000 de lei, 400 de dolari, 420 de lire sterline, telefoane mobile, dar și înscrisuri de ciornă cu date de identitate ale candidaților și copii ale buletinelor de identitate. Persoanele au fost reținute și plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Investigațiile continuă.